Eu promovez dieta mediteraneană, doar că nu dieta mediteraneană inventată din pix, ci dieta reală, tradițională mediteraneană. Și este o diferență extrem de mare și această diferență extrem de mare între ce se mănâncă tradițional în țările din zona mediteraneană și ce înseamnă cel puțin pentru unii dietă mediteraneană. Este așa, o diferență de la cer la pământ. Și, practic, toată povestea asta cu 100 cu ață albă a început prin anii 1960, când un nene pe care îl chema Angel Kiss, că nu-l pot numi în niciun fel cercetător pentru că a fost contestat inclusiv de cercetătorii contemporani cu el, însă este autorul unui, unuia dintre cele mai mari studii epidemiologice vreodată, studiul celor șapte țări. Și ce a făcut Nenea ăsta? Uh, ca să își susțină părerea personală că, de fapt, colesterolul din mâncare, din carne, din lapte este cauza Bolilor cardiovasculare, deci hai să promovăm alimentația degresată și margarina. Și asta s-a întâmplat prin anii 80 în America, pe baza acestui studiu al celor șapte țări. Și cum a definit acest Ancel Keys dieta mediteraneană, în ciuda faptului că în Grecia se mănâncă de când lumea miel, că Brutăria din toată zona mediteraneană este ceva absolut demențial: și cu ouă, și cu lapte, și cu de toate, și cu zahăr. Că în Spania, în Italia, în toate țările astea care sunt mediteraneene, cu bucătărie tradițională, se mănâncă brânză normal de grasă, nu e nimic degresat a venit nenachis și a zis, nu, dați că vă zic eu, uh, lactatele și carnea nu sunt alimente mediteraneene. Sunt efectiv, inclusiv în momentul de față, pe site-ul The Seven Country Studies, oricine vrea să intre să vadă, carnea și lactatele sunt definite drept alimente non-mediteraneene. La fel, nu există nicio mențiune de vreun fel că iaurtul grecesc este cel mai gras de pe planetă, nu există nicio mențiune de vreun fel de hamonul din zona de Spania, nu zice nimeni de uh, parmegiano reggiano, nu avem de asta Nu, că este vorba doar de alimentație, doar plante, vegan, low fat, cât mai la dietă, e ca și cum... A venit nenea ăsta s-a uitat în frigiderul zonei mediteraneane și a zis ok, ignorăm untul, ignorăm iaurtul, ignorăm hamonul, ignorăm mielul de paște, nu, le lăsăm pe toate ce au ăștia, deci aveți voie doar pește și legume și eventual niște nuci și băgați-o cu uleiul de măsline și asta e alimentația mediteraneană. Cu toate astea, de când a fost adusă pe masă margarina de Angel Kiss, care a spus că margarina e mult mai sănătoasă decât uh, untul și culmea, baza inițială a dietei denumită de acest american mediteraneană era doldura de margarină. Practic s-a deschis așa o dita ușa către invențiile din zona de nutriție și practic în ziua de azi, cumva, nu știu dacă există profesie mai creativă decât nutriția, în care te duci la un om și naiba știe ce o să bubuie, ce bubuie, să bubuie capul. Există câteva trenduri, mulți se duc în zona de slăbit pe ketogenic sau disociat direct, alții numără calorii sau înfometat ca naiba. Sunt niște trenduri generale, dar imaginația este cât casa. Și revenind la zona mediteraneană, există inclusiv anul trecut un publicat un studiu în zona de cancer mamar, foarte, foarte amuzant, care concluzionează faptul că dieta mediteraneană nu funcționează în cazul pacientelor cu cancer mamar, deși este un studiu bazat pe alimentație complet asiatică. Sunt alimente degresate din zona de vegan, din zona de fermentat, o japoneză, o chinuită, care nu are nicio legătură de vreun fel cu vreo țară mediteraneană și când spunem pur și simplu că bubuiala din capul nostru nu funcționează la pacient, poate ar ajuta să facem doi pași în spate și să ne uităm la realitate, să ne uităm la faptul că alb, carne albă nu înseamnă pui și pește, înseamnă carne grasă, cu grăsime intramusculară. Să ne uităm la realitatea faptului că nu există nicio țară mediteraneană unde nu se mănâncă lactate și carne. Să ne uităm la faptul că iaurtul ăsta grecesc nu e gras de degeaba. E acolo, pe masă, la fel ca și parmezanul, de când în lumea, înainte să vină americanul și să zică nu, nu, luați și mâncați lactate degresate și acest ping pong între mânca de calitate foarte proastă, de fast food, de alimente mâncate pe repede înainte, hamburgerul tradițional american, mutat în ping de ortorexie, de numai plante, numai pește, numai bio, numai cules de virgine, toate aceste ping între extreme, uită că există moderație și că în continuare această moderație poate fi o opțiune pentru oamenii care doresc să consume moderat toate categoriile de alimente și care au în propriu corp și cap, suficientă putere interioară încât să aibă acces la moderație. Așa că, dacă îți place să-ți diete, Ține diete, inventează-le din pix, fă-le cu ce vrei tu, cu șoareci, prăjiți, turnați în ciocolată și spune-i dieta mediteraneană o să fie la fel de bine ca toate celelalte. E o întreagă varză științifică în studiile din zona de dietă mediteraneană, care sunt practic inventate din pix. Dar asta nu șterge cu buretele faptul că dieta tradițional mediteraneană îi ținea pe oamenii aia din 1960 când i-a văzut Kiss mult mai sănătoși decât orice american îndopat cu hamburger sau cu lactate degresate. Și acest lucru se întâmpla cu carnea mai rar, dar exista cu lactatele normal de grase, cu brutăria mâncată din când în când cu un zâmbet Într-un colț și nu se schimbă cu nimic faptul că dieta tradițional mediteraneană este sănătoasă, pentru că astăzi majoritatea sunt infectați la propriu de Western Diet, de aculturalizare, de globalizare, prin care am uitat cine sunt și ne-am uitat tradițiile. Așa că, dacă tu vrei să ai. Toate alimentele pe masă și îți place să mănânci alimente bune, de calitate, și nu vrei să te restricționezi la un tip uh, anume de alimente doar pentru că spun unii că așa ar trebui să faci. Ce, ai trebui să, ce ar trebui să conștientizezi este dacă ai suficientă putere interioară încât să ai acces la moderație.